sărbătorit ziua de naștere astăzi. Uitați-vă că, cu mare drag, surprize, surprize, ajuns la ușa dumneavoastră, cu un gest frumos. Și este evident că o să vă chinui un tip cu întrebări, da? De la cine intuiți dumneavoastră că vine surpriza? Așa. Intuiți totuși? Este foarte corect. Ei, toate cumnată. Suntem partea fratelui Anatolie, împreună cu familia, care vă spun eu sincer și frumos la mulți ani, din partea lor. Acest coș l-am adus pentru dumneavoastră și o să-mi permit să vi-l ofer cu mare drag. Așa. Vreau să-și cred. Așa, după cum se vede, emoții față de mine, nu v-ați așteptat eu fratelui ca să fac așa un gest frumos. Așa că totuși a făcut-o și evident să vă lasă mulțumiți, da? Să-i spuneți câteva cuvințele acolo. Mulțumesc, frate. La seara am vorbit, nu ne-ai spus nimic, ai spus nimic și acabă cum s-o privit. Mulțumesc din suflet. Așa, fizic nu vă este alături, însă uitați-vă spiritual pentru un gest frumos. Vă este alături cu gândul și cu sufletul. E greu. Așa, venim cel cu sincer și frumos la mulți ani către dumneavoastră. Fie ca cei dragi mereu să vă fie alături și evident cei care sunt peste hotare, dar din anumite motive, să revie cât mai degrabă să fiți toți grămăjoare la masă de sănătate. La mulți ani!